250, cred. Hai, de ajunge acasă, te rog. Yo, watch how you going, blood. Bla da bla da bla. Bla da bla da bla. Bla da bla da bla. Y una vaina loca. Your mother's a hoe. Ia uite, mă. Uite-l, mă, frate, mă, uite-l, mă, băga mea și... Să-mi bag de joc terminat. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, coaie, mă, unde era, mă, vampirul ăsta, mă? Unde era, mă, mâncați-și gura ta ăsta, bă, băiatule, băi? Hai, salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Tony World. Episodul 3 din seria Rust Vanilla Solo. Îmi propun să strâng scrap, îmi propun să fiu puțin mai violent. Arme n-avem, dar avem Mark. O să ieșim o tură naked să vedem ce reușim să facem. Ne omoară, luăm Marcul și sparg tot. Bagă și tu un like și urmează-mă în aventura serii. Hai! Așa, e patrula. Cred că ar cam trebui să se mai spaneze lucruri. Lucruri, noduri. Cred că ar cam trebui să se mai spaneze noduri pe aici, până jur că a fost jale până acum. Dar cred că o să mergem la drumul ăsta și aș vrea să încerc un harbor, dacă mă credeți. Vreau să văd care-i treaba, n-am fost până acum, mor. Și mergem, facem drumul, mergem la harbor. Hai să vedem. Poate avem noroc de o tură ca lumea. Că până acum, nu pot să zic, n-am fost nici ghinionist maxim, dar nici n-am avut noroc. Dacă aveam noroc, aveam revolver, cum aveam. Asta este. Asta este Rust-ul. Rust-ul single player este alt joc. Solo 2 și ăsta e mult mai ușor. Single e... Au început să spuneze, văd metal. Cum am zis, opa. Fuge o căpririță. Nu știu dacă n-au fost monumente pe aici sau... Mamă, dar asta cred că mă atacă, nu mă atacă. Player în față. E naked, n-ai treabă cu el. Mă gândeam că dacă fuge are loot, da? Două șapte, scrap. O să mă întorc ca un târșare la bază. Încet, încet, încetul cu încetul, dar trebuie să fac o schemă la noapte, trebuie să ajung cumva aici, sau aici, aici, acolo, să-mi iau pistol bullet, dacă mi-am luat pistol bullet, e bombă, bombă. Ok, hai să lăsăm ăsta la bază și o să mergem la, nici nu știu, cred că tot la Water Treat mă duc aici, că sunt aproape tare. Sau să mă duc pe rută directă la Harbor, nici nu știu. Aș încerca și Mining Out, postă ăla să văd cum e, ai, eu nici nu știu ce să fac. Parcă la Water Treatment n-am prea avut noroc, așa-i? Ia uite-l pun cu calul, mâncați-te. Deci că e decebal. Uite așa treci un scrap. Ia ca așa. Hop, hop, hop. Și componente puține. Nu e rău, frate. Încet, încet. Avem clo destul de mult. Putem să facem chestii. Aș avea revolverul. O fac o macetă? E bună macetă. Încetul cu încetul, prieteni. Așa, acum nu prea mai am de ăsta, trebuie neapărat să merg, dar putem să începem să ne ducem. Hop, hop, încet, încet, că n-am cum să mă bazez pe... Că o să o comit eu și o să fac ceva, știți? Nu o să fac eu o combinație prea curând, că e greu. Te-a fugit și urs de mine, bucate. Și era bun ăla, dar să mă arătăm copace de aici în jos. 1600 ud. Mai tăiem puțin copaci din șuruboaze de aici, că oricum e cam încurcă, sincer. Beton. Ia să punem în furnale aici tot. Așa. Acum vreau să-mi iau un d-asta și să încercăm să mergem... Hai să facem un tur așa până la... Să privim de sus aici Water Treatment-ul, să vedem dacă se vede ceva. Sunt tare curios dacă e cineva, dacă e luta, dacă... O vedem acum. Aruncăm o privire, dacă e cazul coborâm. Ia, în primul rând, ranul. Este făcut ranul. Parcurul. Coaie, monumentul ăsta e gol non-stop. Să-mi bat piciorul dacă nu e non-stop gol.
Și mereu, nu văd pe nimeni, nu aud pe nimeni și când cobor, mereu e lume. Uite, nu văd pe nimeni, deci nu văd pe nimeni, dar nici lutul nu văd. Îmi bag picior. Tare weird. Am aici ăsta... Ăsta de stâlpul de înaltă tensiune unde murc eu și mai lutez așa. Sunt butoaie, sunt, hai să facem ture de-astea, ia. Sewing kit, super. Două butoaie pe alea. Pantaloni, oh. Tony și-a regăsit pantalonii. Nu știu să mă duc acolo. Am doar opțiune, haide. Dacă aș luta odată tot monumentul ăsta, Water Treatment Plant, aș fi patron. Sincer să fiu, m-am pus lângă el în speranța că nu o să fie multă lume. Ia uite, coaie mi-a dat laptop. Aoleu, ăsta îmi dă tech trash, îmi dă o grămadă de astea. O să mări să mergem încolo, hai, cu laptopul. E belea dacă l-am dat pe ăsta la recycle, dacă am reușit. Ia. Băi, ce mai lucru scoia. Dar, trebuie să mă duc la recycle. Fie că vreau, fie că nu vreau. Hai. Este cineva? Aia e. Ce mai am de dat la scrap? Ok, și un urs acolo, e bine. Tech trash-ul ăsta e de dată, iau de 90 scrap, băi. Băi, 150 scrap. N-am cum să scap de el, așa e? Haide, mă. Haide, ajunge acasă, te rog. 151 scrap, hai. Make it home, please. Haide, haide. Puh, prieteni. Un super run. Puh, 151 scrap nu-i de acolo deloc. Am vrut să... Am avut mai multe de astea de băgat la recycle, dar... Am zis să-mi mișc boașele mai repede, sincer. Hai că nu-i rău deloc. Deci avem... 180 scrap și mai îmi trebuie 565. Asta dacă nu fac șmecheria, dar șmecheria, mai bine mai pun mâna și mai fac 2-3 ture de astea și la revedere. Dacă am mai făcut încă 3 de astea, ies cu Revo. Știi ce nu știu? Dacă se dă, hai mă marș. Blueprint wipe, nu cred că se dă blueprint wipe. Și wipe-ul viitor, dacă fac revolver ăsta o să ne fie mult mai ușor. Asta ce naibii? Garaj dor sau ce este, mă? A siluit-o? Nu-mi dau seama. Ce naibii e? Uite așa, frate. Încetul cu încetul. Se fabrică oțetul, cum s-ar spune. Așa. Niciodată să nu vă faceți așa ușă de metal cu de-asta jos de lemn. 30 de bone? Ce este asta? Stone pickaxe. Bună treabă. Păi, doi urșcoaie. Prost trag. Du-te, bă, de aici, bă, băiatul. Coaie, mori! La fuge de cineva. Mai fuge și random, dar... Hai, dacă tot sunt aici, ia să iau și stâlpul ăsta. Semi-automatic, bade. Și road signs. Hai să mergem mai spre casă.
Bine, am ajuns la ăsta al meu, perfect. Ok. O să trebuiască să mă duc după fier, piatră. Așa că o să-mi iau un pickaxe și o să mă duc pe deal acolo. Cred că pe deal. Asta. Pickaxe. Lăsă, Marco. Vai, dar câte animale sunt acum? Deci câte animale sunt acum? S-a terminat. Hai cu piatra, hai cu metalul. S-a spanat drumul, pot să mă să-l fac după aia, dar acum duc cu arcul frumos. Păi da. Dar hai întâi să mai luăm o tură de piatră, de vedem. Nici trainerul nu-i departe, uite aici așa. Dacă aș putea să iau niște remorci de alea, să iau fier, dar ce vorbesc? Poate reușesc să găsesc și eu mai multă piatră acum și poate reușesc să-mi termin baza. Ar fi mișto să-mi o termin seara asta, da. Vedem. Baza asta pentru solo e tot mai bună. Eu jucam și duo și trio în ea. Jucam. Vine oare ăla după mine? Nu prea am să pierd așa cine știe ce. Păi câte minereuri sunt pe aici, păi. Aici e outpost-ul. Nu sunt foarte departe de outpost-ul. Deloc. Da, ce am rupt fuga când l-am văzut pe ăla. A făcut pași. Dacă venea stealth, nu l-auzeam. Să stăm să farmăm semnele ca ultimul prost pe aici. A, se pare că un prost le-a farmat înaintea mea. Da, se pare că semnele sunt farmate constant aici. Uleu. Thanks, bro. Thanks, bro. Uite cine s-a făcut cu un cross. Thanks, brother. Bă, dar cum? Voices volume. Asta mă enervează în outpost, că sunt o grămadă de ăstea care, nu, uite, a trebuit să dau pe mute, că mi-au copyright. Mă enervează maxim. Uite-l, mă, ce prost e ăsta cu muzica, băie, deci este terminat mental, frate. Yo, what are you going, blood? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. That's what he sounded to me too, bro. I love you, bro. Yeah, me too, bro. What are you buying, brother? Pichu, Pichu, Pichu. What is Pichu? A pistol, a pistol. Take a look at this loser. Winky Sting, chill out, bro. Chill out, bro, chill, chill out, bro. Una vaina loca. Your mother. Yeah. She a hoe. Your mother's a hoe. Semi-automatic pistol. Da. Bye bye, baby. Bye, my brother. Hello. I love you too, bro. Take care. Trebuie să mergem acasă, că n-avem să facem aici. Nu știu... Nu știu dacă să stau să farmez pe aici, dar o să-mi iau mult tare. Ca să-mi iau revolverul ăla. Monumente pe aici nu sunt, ia. Poate găsesc ceva. Uite, un scientist. Se pare că cineva mai... E mai prost ca mine, delutează semnele de circulație și eu aș fi vrut să le lutez, sincer. Ar fi mers. Nu știu cât iau de la semne, nu prea știu exact. Și cam câte trebuie să iau, ar fi fost ceva să le farmez. Strategia curului, dar am luat un revolver. Ajungeam acasă, îl învățam. Ar fi fost șmecherie. Ar fi fost șmecherie să fac până acum, știi? Până seara. Și noaptea să vin lejer. Hai că mai stăm puțin pe aici, Creșan. N-avem să facem acasă, ia. Sam. Deci, o să bag la recycle să văd cât fac din astea două. După aia calculez eu ușor. Careful, there's a scientist. Right where I'm looking, bro. Wake. Scientist. What's up? How are you? Okay. Good. Cool, brother. Măcar o să iau, dacă o să-mi ajungă, glonț. Eu iau glonț. Și avem glonțul.
Da, cred că mai trebuie să mai sparg pe aici, dar nu... Nu vor să spaneze semnele, le-au spart ăștia în două. Ăsta este prost rău pe aia. Dă 10 scrap la ăsta. Technical problems, technical problems. 10, a, dar ăsta uite-l că a venit cu pedalul și farmează tot. Farmează, băieți, n-are nimic, lasă-i în pace, ia. Să vin aici la drone. E șmecherie de făcut aia, să știi. Delivery fee 20, aoleu. Nu știam de ce îmi zice can't afford. Bă, ești nebun. Stați, prieteni, că am dat pe mut, că ăsta e cu muzică, cu dălea și nu e corect să ascultăm muzică pe aici, uite. Ferească Dumnezeu, nebunii. Da, nu, cred că îi dăm acasă că e suprapopulat aici. E suprapopulat pe aici și farmează lumea. Hai să mergem acasă. N-am făcut nimic, asta e. S-a intrat. Hai, mă. Player coaie. Am reușit să fug. Dacă și aici la mining outpost, îți dai seama ce e la trainer încolo. Hai de viața, hai că vedem. Pot răla cu drujba, mâncați. Așa, să mergem spre aia. Vai unde m-am dus. Trei de scrap. Și sunt fatal rănit. Oh, mă risc să merg la trainer de aici cu aia că e... Ah, dar sunt science, știe, n-am ce să mă duc la recycle, corect. Trebuie să coborăm, să o luăm pe jos. Dacă reușim, suntem cu viața asta. Hai mă, că n-am crezut că mi-au damage de acolo, mă, ce stupid, mă. Hai mă. Hai că n-am crezut că mi-au damage de acolo, am crezut puțin. Adevărat. Deci, 75 cu 75, 150, nu? Da. Și cu încă 75, 200 și ceva. 25. Așa. Și cu încă 8. Cred că aș putea... Nu știu dacă am bază, frate. Cred că aș putea să învăț rivo. Dacă mă risc, îmi iau tot scrap-ul și mă duc la... Hai că vedem imediat. Deci îmi iau tot scrap-ul, mă duc la outpost, în comandă alea și le și învăț acolo. E research bench acolo, mă știu. Se face și ziua, nu mă ajută deloc. Hai că nu mai am mult. Oricum, chiar și dacă fac revo, am mai multe șanse așa, dar dacă mă întâlnesc cu un sarc, unde ăsta sunt, pa, pa. Totuși e mult mai bine decât, păi, ies cu un cross, ies cu un revo, fac treabă. Dacă îi prinzi o săgeată și un burst de revo, e dus. Mergem cu ăsta în mână, că cine se știe, se cunoaște. Cine știe ce se întâmplă ea. Era un scientist, era un urs aici. Uite ursul. Scientistul aici. Ia timpul. A, e porc mistreț? Porc mistreț, ok. Aoleu, urs. Văzusem bine că e urs. 49, 50 scrap. Nu e deloc rău, uite un naked. Îl lăsăm să trăiască astăzi. You will live to see another day. Ce fel sunt WC-urile astea, mă mor de râs cu ele. Dar chiar că n-ai TC în ele. Da. Le pui și sunt de sine stătători, așa. Tare. Hai că până la urmă dacă ajung, n-a fost degeaba ranul. N-a fost chiar
Nașpa. Dacă nu ajung, am pierdut o grămadă de timp. Dar până la urmă ăsta e jocul, frate, nu am pierdut niciun timp. Ăsta este joc. Te joci, câștigi, pierzi. Trebuie să ne distrăm, prieteni, trebuie să ne distrăm. Orice ar fi. Opa. Aș face schema aia, ajung acasă și calculez și văd care-i treaba. Că aș face maxim schema aia. Deci, 75 scrap la mine ca să comand revolverul. Cu 8 scrap. Și după aia să le învăț acolo cu 150 scrap. Și de atunci pot și să mor, că am revolverul învățat. Și o să ies altfel, cu gloanțe și cu... E mult mai ok. Ia uite, mă. Uite-l, mă, frate, mă. Uite-l, mă, băga mea și... Să-mi bag de joc terminat. Sărasa, mă, lângă bază direct, mă, cu aia. Cât asta sta, mă? 206, puțin. Trebuia să mă bat, dar n-am avut armură și n-am avut viață. Și eram la un pas de bază, fraților. Deci este incredibil. Tot drumul ăla dus întors, nu m-a luat nimeni, m-a luat prostul ăsta acum cu aia, incredibil. Fantastic. Trebuia să mă bad, dar n-am încredere în mine la tras. Cu crosi și cu ăsta, n-am încredere cu aia. Nu trag bine și crăp. Și minereurile alea. Joc. Mereu regret după ce nu mă bat, mereu regret că nu m-am bătut, că mereu nu prea scap cu aia. Nu prea scăp. Uite, leacă, e player. N-am prea fugit și să scăp, vă spun sincer. Rar. Mai ales așa cu nou. Trebuie să te bați, frate. Ce să bag la... Ce ai, mă? Unde aș putea eu să... Dacă mi-aș face revo, aș putea să cobor în canale și acolo altfel lutez. E bun acolo. Hai, mă, nu-i nimic aici. Nu-i degeaba. Nici nu știu. Nici nu știu ce să mai fac, nici nu știu să merg. Haide, nici pe drum aici, nici nu mai știu. M-am zăpăcit total. Și m-a mai omorât ăsta odată, mi se pare. Parcă mi-e cunoscut numele lui. Bine, bravo lui. Pe solo câștigă ăștia care se bat. Eu nu prea sunt genul să mă bat, nu prea câștig. Hai să mergem la recycle și să plecăm după aia. Ne riscăm, până la urmă tura asta e din nimic așa, din nervi. N-am nervi, vă dați seama că ăsta e jocul, dar... Nu-mi părea rău dacă mă omoram mai departe, dar... Doi pași de casă e ceva enervant. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, coaie, mă. Unde era, mă, vampirul ăsta, mă? Unde era, mă, mâncați-și gura ta ăsta, bă, băiatule, băi? Ia că i-am făcut 50 scrap acum la om. Belea. Fantastic. M-am uitat doar acolo, mă, coaie. Unde era, mă? Incredibil. Vreau să fac ceva, dar nu știu dacă îl mai prind eu. Să mergem, să încercăm să mergem pe el, dar... A plecat, sigur. Vedem. Iau ceva de spart, repede. Cu euca, dar nici măcar nu s-a auzit împușcătura. Bă, și m-am uitat, bă, mereu mă uit, mă. Mereu mă uit. Mereu mă uit. Asta este. Ia. Ăla-i oare? Nu. Nu el. Stai să vezi că ăla stă la pândă acolo. Stai să vezi. Stai să vezi ce-i face și-l ăsta. Stai să vezi că ăsta stă la pândă și o să-l ia și pe ăla. Ia să vezi. Unde n-ai bea intrat ăla? O să iasă pe aici. Se duce la recycle. Cred că pe aici ar trebui să iasă, ia? Unde n-ai bie? Vreau să văd dacă am intuit bine.
A, e drop aici, mă, am înțeles, am înțeles. De asta e lumea. Uite-le apă la aceea. Aha, aha. Asta e prostul ăla. E cu Eoka? Cred că e ăla. Dacă vine close range, am pierit-o. De-aia voia să mă duc după el ca să-mi dea la cap. Hai, ale de lumea, mă arunc, nebun. Uite ce m-a făcut prostul. Mai așteaptă. Acum stă cu Eoka ca să mă duc să mă ia de la spate, doamne, ce nebun. Dacă avea măcar un revo, poate încercam și eu la chest, dar așa cu arcul, na. Ia-te, bază de metal. Dar nu era de metal. Să fie oarea lui prostul ăla, nu. Unde se dă raid, mă? Mama, iar mă. Uite, mă, mâncați-a și mă. Băi, ce m-am speriat, bă, băiatule. Bă, dacă nu m-a rupt ăsta cu aia. Jarko Vase Barkwell. M-a terminat băiatul ăsta cu aia. Dacă nu-mi stă inima de frică. Și ăsta e camperul boscheților. Unde e boschetarul ăsta? Unde are bază? Ăsta numai în boscheți aici. Fantastic cu aia. Și n-am apucat să fac nimic, mă, cu aia ce ai. Unde naibii are bază prostul ăsta, mă? Că tot vine pe aici, dar ce face el pe aici? Nu pot să-mi dau seama. Profită de proști ca mine. Și plouă, dar ce fel plouă, frate, cu părănori. Mi-a prins și o săgeată, mi-a dat și cu un... Deci, mai de viața mea de joc. Ce să mai... Trebuie să iau niște piatră cu aia. Dă să iau, că... Văd că altceva nu-mi iese în seara asta, frate. Nu pot să-mi dau seama, asta are bază pe aici undeva, că mă omoară, dispare și apare. Dispare, apare, nu știu, nu știu ce-i cu el cu aia. Dă teroare. Uite-le-a. Am înțeles, ia. Ia să văd unde se duce. Asta e baza lui de aici, cred. Da. Am înțeles. Nu vine. Da, ce să zic. Îs player chitiți pe bătaie, frate, pe omor. Eu nu sunt chiar așa, nu. Eu aș prefera să mă bat deloc. Mai ales cu primitive unde nu stau chiar bine, ce să vă mint. Nu le am cu aia. Trebuie să mai exersez cu arcul cu asta, pe bune. Trebuie să mai... O să intru pe la, nu știu. Free for all, de-alea ceva. Dar unde e el? Cât îmi dă ăsta? 800... Ia uite, dau raid acolo cu aia, wow. Mamă. Shotgun trap-ul. Ce-a făcut treaba, cred că. Da, a murit ăla. Dar ce-ar merge și la mine un shotgun trap? Ai cu piatra, a? Ia uzi. Plin de baze. Hai să vedem, poate ajungem acasă. 2000 ceva piatra. 500 metal, nu era. Trebuie să iau și metalul ăsta. Bă, dar ce mă pândește ăla? Oare să fiu urmărit unde stau? Sau din nou ne-am nimerit în trecere și... Omul merge cu nail gun la el. N-am tras în viața vieților mele cu nail gun. Deci pot să vă zic că n-am tras niciodată cu nail. Știu că e de mega aproape, dar nu... N-am tras de 3 ori cu el. În toată viața. Am ajuns acasă. Ce să zic? Joacă băiatul cu aia. Poți să zici ceva? 2, 2, 7... Deci... Îmi trebuie 5, 6, 5... Okay. Aș face schema aia. Ia stai așa, să-ți se văd. Fii atent aici. Deci... Am o dată așa. Pistol bullet 8, da? Stai așa cât îți fac cu calculatorul ca să nu ne... 8 scrap, 8 plus 20 delivery-ul plus... unde era ăla? Nu mai e mă recycle? Nu mai e de la? Bă, nu mai e revolver, a? Nu mai e revo. Am înțeles. Să vedem poate altundeva pe hartă. Rifle body, sulfur roar, Nu mai e cu aia. Nașpa. Cade șmecherii atunci. Da, cade faza. Era un revo ieftin, puteam să-l iau. 75 scrap, era bun tare. Lasă-mă că ajungem noi la revo așa. Poate ia să stau acum ce fel ajungem. Da, îmi scrap încoace că m-am enervat. Uite așa. Ap, fie ce-o fi. Gata. Cât mai până la revo, mă? 400. Hai, mă, că nu-i mult. Ce e tot, tata, stau să mă rog eu de
Ziceți dacă nu adevărat. Ba, scrap și gata, frate. Te omoară în vii și gata. Ce tot atâta, stăm și plângem. Asta e jocul. De asta ne place jocul, frate, că e greu și că e mișto. Să te omoare, să te chinui, să te asta. Deși e frustrant, într-adevăr, dar ăsta este jocul, rasul. Ce să-i face? Mă gândeam să poate reușesc să fac niște... Da, nu cred. Niște honeycomb-uri, frate, măcar așa. Măcar de lemn. Nu ar avea mult de spart la mine dacă du să-mi intre. Cred că e bine, mă. E bine, mă, coaie. Am făcut măcar honeycomb. Hai să mai încercăm să mai facem un run și am închis episodul, mă, culc. Ia să vedem. 6 days, ok. 6 zile pe alea. Am lăsat ăsta aici. Nu pot să las. Iau cu mine atunci, mă. Dă și mie ceva de spart. Bagă-mi asta. Cred că pot să-mi fac un blade, așa-i? Și... cred că o să mergem în turnulețele groazei. Ia să vedem, din turn în turn. Să nu fie lutate, dar vedem acum. Mi s-a părut că am văzut pe cineva aici, n-are cum, nu? Asta e lutat? Nu sunt butuiașe, dar sunt dălea? Am văzut un, cumva un dălea portocaliu, mi s-a părut, oare ia, că vedem. Da, am văzut bine. Ia ca cleaver-ul cu aia. Două țevi. L-ai făcut mereu, mă, coaie. Go! Este greuț să ras solo, dar este o experiență, ce pot să zic. Nu mă enervez că boboară, mi-e frică. Gen, când boboară, că bă sperii. Trebuie sar de pe scaun. Mai ales când sunt singur, faie de viața mea. E greu. Uite-le apă la chel ăla. Ce armă are, oare? Sparge butoaie la chel. Na. Ce armă are? Ce armă are, cred că. Bine, încoace prost. Ia să vede ce arba are. Dacă vine coace, mă duc după el ca și cu ea. Ia. Vezi ce-i fac. A coborât? Coboară. Nu vine încoace. M-aș risca să mă duc. Hai mă că mă duc ce am de pierdut. 20 scrap. Hai să vedem. Dacă mai e lache la care campează cu Ewoka. O să încercăm să-l dăm la recycle, poate reușim să luăm și noi o seringă. Ar fi bombă. Caz de mor. Nu mai am timp. Tot este un win dacă ajungem acasă cu seringă. Micuț, dar este. Seringa e un item foarte important, care trebuie învățat. Player, fugim de el, nu e nicio problemă. Sperăm că nu ne-a văzut. M-au spart urși ăștia. Prieteni, măcar nu mă culc total supărat. Avem seringa. Avem seringa, este un win, într-adevăr. Seringa e item important și cred că aș putea și să o învăț acum, dacă mă credeți, asta. Dacă nu fac research, 20 scrap, n-am. Și de ea și de asta. N-are nimic. În episodul următor învățăm. Punem aici. Punem și medkit-ul. Asta este rasul, prieten. Riși și câștigi. Nu, riși, nu câștigi. Clar, e simplu. Mă gândeam să fac totul de piatră, dar nu cred că... Doi pereți. Și tavanul. Doar n-am parma pe degeaba. Și îmi frec și două uși de metal și asta a fost. Ăla e una. Asta a fost, prieteni. Metal, metal, piatră. E bine. Nu erau deloc. Mai verific o dată. Așa, piatră. E bun, e bun.
Și mi-a ajuns piatra la fix. E bine, nu-i rău deloc. E greu, mi-e greu să joc solo, n-am prea jucat. M-am descurcat decent. Ce să mai fac pe ăștia? Le țin la vrăjeală așa. Ok. Stai să văd dacă mai am metal nefăcut. Nu mai am metal nefăcut. Nu mai am. Nu. Ok. Am încuiat. Treaba e bună. Așa, oameni buni. Mulțumesc frumos dacă ai rămas până la finalul episodului. Te respect maxim. Lasă-mi și tu un like. Lasă-mi și tu ce coment vrei tu. Sper ca data viitoare să ajungem la Revolver. Cât mai am? Mai am vreo 200 și ceva scrap? Pare că mai era? Sau 400? Ceva. Nu mai țin minte, era ceva. Toate șansele să ajungem. Dacă prin puțin noroc intru și pe timp de zi unde poate sunt mai puțin player, am șanse să ajung la Revolver. Așa că până data viitoare, prieteni, eu sunt Tony World, v-am lăsat. Dar nu uitați, gaming hard, baftă!